Hai, salutare dragilor și bine v-am regăsit la nouă reacție show pe aici. Astăzi îl avem pe Connector cu piesa Shh. Da, am înțeles că este o piesă motivațională din câte am înțeles și stare curios să văd despre ce e vorba și în ce formă pus-o. Hai să-i dăm play să vedem. Dăm un like din avans și să-i dăm play. Cred că de la școală. Ani buni. Cred că de fapt am fost, dar n-am fost aici, am fost dincolo. Sala. Vreau să plec, de ce mă ții acolo? Dincolo de noi e viață, YOLO. Dincolo de noi un pic mai mult, Solo. Hai solo-mi de la capăt fără sonar. Da, de departe cea mai specială piesă lui, din câte văd, și are cu tot o altă conotație. Nice. Hai solo-mi de la capăt fără sonar. Cu sunetul pe mute, fără tremolo. Vreau să te ascult, fără să te aud. Vreau să te ascult, fără să te aud. Fără să te aud. Fiecare cuvânt ce-l spui, poate mine de zici că-i cui. Nu te-ai sătura să-mi vorbești, a nu vezi că mă îndepărtez. De ce continui să-și cer scuze, că nu mă ajută ce ai pe buze. Ai fă în spate doar câțiva pași, nu cer nimic decât să mă lași. Pe piept de rog eu. Ai de capul meu. E grea piesa, frate, e foarte grea. Stai să-mi pun părul la loc. Dacă mă înțelegi. Nu cer nimic decât să mă lași. Pe piete rochioși. Vreau să aud din mine liniște un pic. Te rog eu. Te rog eu. Nice. Pe piete rochioși. Fac meditații și rugăciuni, fac cât pot de mult ca să nu mă alerge mintea. Că mintea mea ești mereu doar tu, doar tu mă faci să... Fac meditații și rugăciuni ca să nu-i dai minții prea mult timp să poată gândi aiurea. Nice. Ca să nu mă alerge mintea. Că mintea mea ești mereu doar tu, doar tu mă faci să îmi pierd și să-mi găsesc chiar lumea. Ba multe filtre pe Instagram, stimă de sine sunt fără aiură. Dar ce-ar fi să-l arăt cine sunt? Doar un vulnerabil fix ca o frunză în vânt. Eu mă simt obosit oricât aș dormi, că am prea multe gânduri fie că e noapte sau zi. Și le ascund sub un zâmbet naghiv de copil. Iar mă prefac că nu mă prefac că fie... Da, și cea mai bună parte când ești în depresie. Și eu am fost în depresie și am avut multe lucruri nașpa. Am trecut și eu prin multe. Dar, cel mai, din punctul meu de vedere, când ai depresie, frate, ieși din casă și încerci să găsești pe cineva cu care să stai de vorbă. Bine ar fi să ai un duhovnic la care poți să mergi și să poți să-ți pui greutățile și tot ce te doare, tot ce e pe suflet.
Și dacă nu, măcar un prieten apropiat, dacă nu un psiholog, dar da, în mare parte trebuie să ieși din casă și să-ți faci, să-ți creezi multe activități, pentru că cu cât stai mai mult în casă, cu atât devii mai depresiv. Da, cam asta ar fi de spus. Și le ascund sub un zâmbet naghiv de copil, iar mă prefac că nu mă prefac. Că fiecare cuvânt ce spui poate mine de zici că-i cui. Nu te-ai sătura să-mi vorbesc, a nu vezi că mă îndepărtez. De ce continui să-ți cer scuze, că nu mă ajută ce ai pe buze. Hai fă în spate doar câți papași, nu cer nimic decât să mă lași. Pe pietre rochioși vreau să aud nimic, liniște-mi un pic, te rogăș. Baby, te rogăș. Te rogăș. Baby, te rogăș. Dă-te de acolo, bă, dă-te de acolo. Ai, ce mai proastă cale asta, frate, să-ți... Nu știu, dar eu nu văd bine treaba asta. Să-ți iei tu ce Dumnezeu... Adică îți bagi joc de darul lui Dumnezeu. Cam așa ar suna, din punctul meu de vedere. Nice! Famous present connector in shh. Nice. Da, frumoasă piesă, cu multe înțelesuri, foarte multe înțelesuri. Connector the best, like I said. E greu cu connector, chiar e greu. Mare artist, frate, să-mi bat piciorul dacă nu îi mai băic. Da, cam asta a fost, dragilor. Eu am fost Shopee. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu, dislike. Abonați-vă totodată, m-ar ajuta foarte mult. Și până data viitoare, dragilor, v-am pupat și sănătate.